Salutare, dragi prieteni! Numele meu este Americano și vreau să vă salut cu ocazia de 1 decembrie. Astăzi se sărbătorește în România o zi excelentă, o zi care nu vine aproape zilnic, vine o dată la un an. Se sărbătorește 1 decembrie, astăzi este ziua României și urez sănătate tuturor românilor care sunt plecați în Occident. Hai să ne oprim, că poate așa mai bine vei găsi un băiat care să fie lângă tine. Și îmi doresc doar să te facă fericită, să-l iubesc, să te iubească și tu să fii împlinită. Pentru a participa la parada clipă, eu mă voi gândi de la București, știu că nu mai am șansă să te am lângă mine. Fiecare an, eu nu am fost în stare să rămân să lupt, eu făceam numai tâmpenii. În loc este să o zi ascult, tu ai fost special de nedescris. Târziu, dar o zi care ce face lângă tine, nu pot să este destul de forțată și după am regretat. Dar și de puternică. România este țara tuturor posibilităților. Este o țară destul de puternică. Nimeni nu poate să spună că România nu este o țară destul de puternică. De aceea, astăzi, pe 1 decembrie, noi sărbătorim o zi vaccinată. O zi plină de sărbătoare. Ziua României, 1 decembrie. Trebuie să înțelegem un lucru, că România este țara tuturor bine, posibilităților viața și are putere la bine și extrem rău, noi vom lupta de mare. Împreună, dar n-a fost este o țară destul de bogată, dar unii oameni poate nu înțeleg tot ce a fost și pleacă din țara, la tine, țara lor. Că sunt doar un este fost. O țară făceam să suferi puternic. Să România, deșteaptă-te române, dar este prea târziu, fii somnul cel de moarte, barbarii de mai sunt bucuros că deci, te-am avut lângă mine, am trăit clipe frumoase și asta o știi prea bine. Cu gândul la tine adormă fiecare seară, dar hai să ne oprim. De aceea am aici steagul României, uitați-l, steagul României, roșu, galben și albastru, este simbolul țării noastre. România este puterea oamenilor. Nu renunțați la România, că România are posibilități, are anumite posibilități în care poți să-ți faci o afacere și să fii om bogat. Nu trebuie să vă departați de țara de baștină. Americanul vă salută și vă spune la mulți ani România, la mulți ani România, la mulți ani România. România este țara tuturor posibilităților, spune Americanul, pentru că România este țara care eu m-am născut și nu voi uita niciodată de ea. Aceasta este țara care mi-a dat putere. Demonstrează și Americanul. Demonstrează și steagul României. Întotdeauna să avem imnul național și steagul României oriunde mergem în Europa. Nu trebuie să uităm de România. Țara cu posibilități. Țara cea mai frumoasă în care turiștii vin din toată Europa să viziteze această țară minunată. România. Se vorbește de România în toată lumea, că țara România este destul de frumoasă și bine pusă la punct. O țară care nimeni nu știe cât a luptat pentru puterea ei, dar trebuie să înțelegem că ea este țara tuturor posibilităților. Americanul vă salută și vă doresc o zi minunată și să-l sărbătoriți 1 decembrie exact cum trebuie. La revedere, vă doresc toate cele bune, Americanul. La revedere, dragi prieteni!